Scandal cu țipete în plin trafic pe traseul Chișinău-Orhei. Un șofer nemulțumit că a fost oprit pentru verificări s-a luat la ceartă cu angajații Inspectoratului Național de Securitate Publică. Cazul a fost înregistrat în data de 23 noiembrie. Individul a fost stopat pentru control în cadrul unui filtru pentru că ar fi fost surprins anterior de camerele de supraveghere cum încalcă limita de viteză. Vă rog, permis conducere și certificat de matriculare, domn. Motiv, aveți încălcări la camerele de supraveghere. De câte ori se repie, domn? Încă o dată, eu nu știu cine stau de vorbă, eu m-am prezentat. Vă rog frumos, un certificat, un document și vă identificați. Păi dați-o, să văd. Poliția cere de la dumneavoastră, domn. La un moment dat, automobilistul a decis să cheme la fața locului polițiștii, crezând că ultimii îi vor da dreptate. Însă angajații batalionului de patrulare și reacționare operativă veniți la fața locului i-au solicitat repetat prezentarea actelor. Și de această dată, șoferul s-a opus cerințelor legale. Colegii vă lămuri peste operațiuni, să opresc automobilul în trafic. Prin urmare, bărbatul de 31 de ani a fost escortat la sectorul de poliție Râșcani al Capitalei pentru documentarea cazului. Mai mult, a fost chemată și echipa mobilă a serviciului Vamal, deoarece mașina pe care o conducea individul nemulțumit era înmatriculată în străinătate și avea depășit termenul de ședere pe teritoriul țării noastre de 180 de zile. Acum, șoferul riscă o amendă usturătoare pentru încălcările comise.